Vă salut, stimați tovarăși. O să încerc să vorbesc în cele ce urmează despre un fenomen numit rasism cultural, care se încearcă așa oarecum a se prezenta drept o formă oarecum mai benignă, mai inofensivă a rasismului. Într-unul dintre filmele trecute am vorbit despre așa zisul rasialism, despre care am arătat că este de fapt tot o formă a rasismului biologic. În cele ce urmează voi încerca să vorbesc despre o formă de rasism care este care se prezintă a fi oarecum diferită de rasismul biologic. Ei susțin că nu sunt rasiști deloc, în sensul biologic al cuvântului, ci doar culturiști, ca să spun așa. Este un termen în limba engleză, culturism, și se poate traduce și în română tot prin același cuvânt. Ei susțin că nu sunt rasiști, că nu cred în ideea că unele rase mai deschise la culoare ar fi mai inteligente decât altele mai închise la culoare. Ei susțin că o cultură, în schimb, poate fi superioară altei culturi, care exista nu atât rase superioare și rase inferioare, cât culturi superioare și culturi inferioare. Iar cultura superioară, ați ghicit, se întâmplă să fie tot cultura europeană creștină, deci tot o cultură albă. Deci nu mai este superioritate albă în termeni genetici, ci superioritate albă în termeni culturali. Albii sunt superiori nu genetic, ci cultural, prin faptul că ei au creat niște bunuri culturale care zic acești oameni că sunt superioare. Răspunsul marxismului în această problemă este că nu există cultură superioară și cultură inferioară. Este ușor de văzut că în orice cultură există elemente pozitive și elemente negative. Aceasta este poziția marxismului. Fiecare cultură cuprinde atât elemente pozitive cât și elemente negative. Și, de asemenea, marxismul crede în progresul, oarecum în progresul liniar al orânduirilor, de la orânduirea comunei primitive, caracterizată prin cel mai redus stadiu de dezvoltare tehnologică, prin cel mai redus stadiu de dezvoltare al forțelor de producție, până la orânduirea capitalistă, care vedem că se bazează pe un nivel foarte ridicat al tehnologiei, al științei, al culturii. Da, marxiștii admite existența acestui progres, dar numai ca progres al forțelor de producție, numai ca progres tehnologic. Nu neapărat și moral. Marxiștii susțin că progresul tehnologic nu este întotdeauna acompaniat, însoțit și de progres moral. Se poate vedea asta la Engels, în originea familiei, în lucrarea sa Originea familiei, proprietății private și a statului, apărut în 1884, în care Engels spune că progresul tehnologic, care indiscutabil a avut loc de la comuna primitivă până la capitalism, a fost însoțit în mare măsură de o decădere morală. Deci, culturile, popoarele, civilizațiile superioare tehnologic, superioare științific, nu sunt neapărat superioare și moral culturilor primitive, cum ar fi, de exemplu, culturile cele mai apropiate de comuna primitivă, boșemanii din sud-vestul Africii, deșertul Kalahari din Namibia și Botswana, pigmeii din pădurea congoleză, anumite triburi din pădurea amazoniană și din cea ai Noii Guinee. Aceste popoare care sunt cele mai primitive în sens tehnologic din ziua de azi, nu cunosc relele sociale cumplite ale capitalismului.
Ele sunt inferioare tehnologic, dar moral sunt chiar mult superioare, putem spune. Nu există acolo sclavie, copii vânduți ca sclavi, distrugerea mediului în proporțiile astea care le vedem la civilizațiile tehnologic avansate ale Occidentului, Chinei, Japoniei, Rusiei. Da. Deci, să lămurim acest fapt. Una este progresul tehnologic și alta este progresul moral. Și din acest punct de vedere nu se poate vorbi sub nicio formă de cultură superioară și cultură inferioară. Care ar mai fi problema cu această teorie a culturilor superioare și culturilor inferioare? Păi mai este problema că acest rasism cultural nu numai că este greșit din punctul de vedere al pretinsei superiorități culturale a unor popoare față de altele. El este greșit și din punctul de vedere al unei pretinse absențe a rasismului biologic, pentru că de fapt rasismul cultural se împletește cu rasismul biologic. Rasismul cultural impune unor anumite popoare mai slabe, aflate în relații de dependență față de popoarele puternice, impune acestor popoare să renunțe la cultura lor și să adopte cultura învingătorilor, care sunt de fapt asupritorii. Deci, creează celui asuprit mentalitatea de a uita de unde a plecat, de a se ridica până la nivelul asupritorului și de a uita de unde a plecat. Dar în același timp fixează niște standarde care sunt după care e judecat. Deci dacă te ridici, dacă un membru într-o cultură inferioară, de exemplu un negru american, se ridică până la nivelul culturii albe, el este privit drept un negru bun, un negru integrat. Dar la primul lui eșec în a se ridica până la nivelul culturii superioare, așa zise culturi superioare, el este condamnat. I se readuce aminte că este negru. Deci, vedeți, dacă el se integrează, așa ajungem și la rasismul de la noi la clișeul rasist de la noi cu neintegrarea romilor. Dacă un negru sau un rom se integrează în cultura albă, atunci el devine un negru bun, un rom bun. Aproape un român, dar la primul eșec îi se reamintește că este negru, că este rom, că este etc. Exemplul cu Bănel Nicoliță, cum greșea o minge, cum îi se readucea aminte că este țigan. Deci nu mai era din țigan bun, din țigan de treabă, există expresia asta la rasiștii români, țigan de treabă, redevenea țigan rău. Deci această credință în superioritatea culturilor este nedreaptă. Nu este bazată pe nimic. Popoarele avansate tehnologic au avut și criminali mai mari decât popoarele neavansate tehnologic. Putem vorbi de arhitectura, de cultura avansată a Belgiei în comparație cu cultura înapoiată a Congoului, dar ce criminal a dat Belgia pe Leopold al II-lea, n-au dat toate țările africane la un loc. Mai este și acest mod pervers al rasiștilor culturali de a-i taxa pe cei care nu se ridică până. De ce îi ridică o ștachietă și dacă un om are dificultăți până la a se ridica la nivelul acelei ștachiete, ei zic că este inferior. Ceea ce seamănă foarte mult cu rasismul biologic propriu-zis.
pentru că nu funcționează și în sens invers. Dacă un român, dacă un alb sau un român nu se ridică până la, până la înălțimea acelui clișeu, el e automat nevinovat. Da? Dacă un fotbalist alb cu sânge dacic greșea mingile alea, nu îi se spunea dac prost, dac rău, dac tâmpit român, așa, ce știu, numai lui Bernel Nicoliță îi se reamintea că este țigan. Dar dacă un fotbalist blond cu ochii albaștri și de ascendență neauș greșea niște mingi, lui nu îi se reamintea că este român, că este... Da, deci este până la urmă aceeași mizerie ca la rasismul biologic. Discriminare. Unii sunt făcuți țigani, făcuți țigani cu răutate, alții nu sunt, la alții nu se leagă de etnia lor. Dacă un țigan greșește, este făcut țigan prost. Dar dacă un român greșește, nu este făcut un român prost. Vedeți? Exact ca la rasismul biologic. Exact ca la rasismul biologic. O discriminare. Rasiștii culturali spun, domnule, noi nu suntem rasiști, că vezi, rasismul e biologic. Da, deci rasismul e biologic și culturismul nu e biologic. Genele nu poți să ți le schimbi, dar cultura poți să ți-o schimbi. Dar este de fapt un truc, pentru că da, să zicem că îți poți schimba cultura, cum îți poți schimba și religia. Dar ștacheta este ridicată în așa fel încât să nu poată, ștacheta culturală este ridicată atât de sus încât să nu poată decât foarte puțini din grupul defavorizat ridicat până la nivelul ăla. E un truc aici. Cultura poți să ți-o schimbi și poți să te ridici până la nivelul nostru. Dar ștacheta este ridicată atât de sus că numai foarte puțini reușesc să se ridice până la același nivel. Și cei care nu reușesc, li se reamintește mereu că ești așa, ești așa, ești inferior, ești prost, ești așa. Deci nu se schimbă nimic. Și plus că există, bineînțeles, și referirile la culoarea pielii imediat apare. Când nu te ridici la nivelul ștachetei puse din adins foarte sus, ți se reamintește și de culoarea pielii. Este greșit, de exemplu, să spui că la români nu a existat rasism biologic. Se poate admite că rasismul în cultura românească a fost într-adevăr mai mult unul cultural. În sensul ăsta, că dacă un țigan se integrează perfect, nu mai este făcut țigan. Dar pentru cei care nu se ridică la ștacheta, la nivelul acelei ștachete, extrem de sus, pentru că v-am spus, la cea mai mică greșeală, ți se reamintește că ești țigan. Pentru cei care nu se ridică acolo, observăm și elemente de rasism biologic. Sunt de exemplu anumite basme în folclorul românesc. A apărut culegeri de folclor pe piață, o persoană cultă trebuie să cunoască și elemente de folclor. Și există basme sau legende în folclorul românesc, unde nu numai că țiganii sunt prezentați la modul negativ, dar țiganii prezentați la modul negativ sunt și descriși ca fiind negri sau chiar foarte negri. Deci în acele povești românești în care apar țiganii la modul negativ, deseori se face referire și la faptul că ei sunt negri. Li se reamintește. Rău egal negru. Rău negru. Sună rasism biologic? Da, sună. Sună, da. Un exemplu ar fi o anumită legendă cu privire la originea țiganilor, la originea romilor din unul dintre fiii răi al lui Noe. Se spune că Noe a avut mai mulți fii și mai multe fiice, dar unul dintre fii s-a dovedit rău și pentru asta a fost blestemat să rămână negru. Și el este strămoșul țiganilor. Deci culoarea închisă a pielii este asociată cu răutatea. Negru, rău. Rău, negru. Clar sună a rasism biologic.
Cam asta ar fi chipul rasismului, așa numitului rasism cultural. Și am descris pe scurt și cum a stat situația la noi în cultura noastră. Dar putem întâlni forme de rasism cultural și la alte popoare, chiar la anumiți lideri care fac paradă de antirasismul lor. Putin, de exemplu, mereu a denunțat, de când cu conflictul din Ucraina, a denunțat antisemitismul ucrainean. Antisemiții din Ucraina, care sunt urmașii antisemiților ucraineni din trecut, dar în același timp el ce a făcut? A reabilitat antisemiți ruși, cum ar fi generalul Anton Denikin, la care am făcut referire în foarte multe postări. Deci a arătat cu degetul antisemitismul din Ucraina, dar a reabilitat antisemiți ruși. Jignitor și rușinos. Jignitor pentru comunitatea evrească și rușinos pentru un om care se pretinde antirasist. Dar dacă ar fi să vorbesc despre defectele și crimele lui Putin, mi-ar trebui un film separat. Da. Până la urmă, o variantă ceva mai cinstită de rasism cultural, nu de rasism cultural din ăsta care se împletește cu rasismul biologic, fie fățiș, fie pe ascuns, cum am văzut la noi, ci o formă oarecum mai pură de rasism cultural, întâlnim la fundamentaliștii islamici. Fundamentaliștii islamici susțin într-adevăr că există doar religii superioare și religii inferioare. Și că schimbându-ți religia și trecând la islam, te poți ridica cultural, cum ar veni, religios, cultural. Și ei ridică o ștachetă. Dar atunci când cineva nu se ridică până la nivelul acelei ștachete, nu fac referire la originea lui etnică, ci numai la faptul că nu este suficient de bun musulman. De exemplu, dacă un negru adoptă religia arabilor, dar nu se ridică până la nivelul ștachetei culturale a culturii arabe stricte, îi se mai zice și câteodată negru, uite negru ăsta prost, că nu s-a ridicat până la nivelul nostru. Dar de obicei îi se spune necredincios prost. Asta ar fi diferența. Și acolo este un anumit rasism cultural față de acei nearabi care nu se ridică la nivelul culturii arabe clasice, adică culturii arabe modelate de islam. Și acolo se ridică aceste standarde, dar mai mult în sens religios decât etnic sau rasial. Da. Cu toate acestea, deși acest rasism cultural se face în numele unei culturi naționale, că vedeți, rasismul cultural de la legionarii noștri se face în numele unei culturi naționale superioare. Ei bine, rasismul cultural la fanaticii islamici se face în numele unei religii universale superioare și nu este chiar același lucru. Dar chiar și acolo se poate, într-un anumit fel, interpreta, de exemplu, conflictul religios din Nigeria între musulmanii din nord și musulmanii și creștinii din sud, care sunt negri și unii și alții, s-ar putea interpreta ca un conflict între negri arabizați și negri europenizați. Sau și mai bine, conflictul din Sudan între musulmanii arabi din nord și animiștii și creștinii negri, africani din sud, se putea interpreta oarecum ca un război cultural între arabii musulmani și negri nemusulmani. Dar în general, el a fost un conflict în principal religios. Adică în care negrii creștini și animiști din sud erau judecați nu prin prisma unei culturi arabe superioare, ci prin prisma religiei islamice universale superioare. Dar
dacă facem abstracție de această autocaracterizare și privim realitățile profunde, da, se poate vorbi și de un conflict cultural între arabi și negri, dar nu atât de bine precizat ca acel conflict de la noi între adepții superiorității culturii românești și romii care nu se integrează. Știi, ăla e mult mai ipocrit și mult mai îmbibat de rasism biologic decât exemplul la care am făcut referire din Sudan. Ceea ce face orice rasism cultural, în schimb, și rasismul cultural de la noi împletit cu rasism biologic și rasismul cultural islamic împletit oarecum așa cu cultura arabă, dar mai ales cu pretențiile de universalitate ale religiei islamice, ceea ce face întotdeauna, mereu și mereu, rasismul cultural este că el creează ură, vrajbă, discriminare între comunități. Și prin asta dezbină clasa muncitoare în folosul capitaliștilor. Orice rasism cultural are același efect ca și rasismul biologic. Indiferent că e rasism cultural îmbinat cu rasism biologic sau doar rasism cultural, religios eventual. Orice astfel de formă de rasism cultural dezbină clasa muncitoare și are exact aceleași efecte cu rasismul biologic. Nu putem considera că rasismul cultural e mai puțin rău decât rasismul biologic. Nu putem considera asta. E adevărat că anumite lucruri poți să le schimbi și altele nu. E adevărat că genele nu poți să le schimbi, dar alte lucruri le poți schimba. Dar să impui unui om să-și schimbe cultura lui, care poate nu-i cu nimic mai rea decât cultura ta, care poate n-au realizările culturii tale, dar n-a făcut nici crimele culturii tale, da? Să impui unui om să-și schimbe cultura și eventual să ridici standarde foarte, foarte ridicate pentru această schimbare culturală este criminal și are același efect dăunător asupra solidarității proletare ca și rasismul biologic propriu-zis. Practic împarte oamenii în noi buni și voi răi. Prin asta împarte proletarii în noi superiorii și voi inferiorii. Așa cum rasismul biologic împarte proletarii în albi superiori și negri inferiori, tot așa și rasismul cultural îi împarte fie în iudeo-creștini superiori și păgâni inferiori, sau în musulmani superiori și păgâni sau creștini inferiori. Și efectul asupra solidarității muncitorești este același. Dacă toți membrii acelui grup atacat, dacă toți membrii acelui grup discriminat și-ar schimba cultura brusc așa peste noapte, atunci da, să zicem că n-ar mai fi așa. Dacă toți negrii din Sudan s-ar fi islamizat, dacă toți negrii din Nigeria s-ar fi islamizat, atunci ar fi dispărut acest caracter, numai în țările respective, ar fi dispărut acest caracter de dezbinare a proletariatului. Da, ar fi, dar acest lucru nu se întâmplă. Acest lucru nu se întâmplă. Că oamenii țin la cultura lor, deci este ceva la care ții. E greu să te rupi de cultura ta. E greu să te rupi de lucrurile pozitive din cultura ta și să îmbrățișezi o altă cultură. E greu așa ceva și oamenii nu fac asta. Deci, ideea asta că cultura ți-o poți schimba, în practică n-are așa efecte. În practică, oamenii nu schimbă cultura, iar rasismul cultural, ideea de culturi superioare și culturi inferioare, dezvină în clasa muncitoare. Oamenii nu schimbă cultura, oamenii țin la elementele pozitive din cultura lor. Și să ceri oamenilor să schimbe cultura și apoi să îi judeci pe aia care și-au schimbat-o, asta e și mai grav, să îi judeci pe aia care și-au schimbat cultura că nu și-au schimbat-o suficient, este o aberație la fel de mare ca și rasismul biologic și la fel de dăunătoare solidarității muncitorești.
Cam asta ar fi concluzia. Vă mulțumesc pentru atenție.